Neața, neața, ce frumoasă este viața! Astăzi vreau să vorbesc scurt despre ceva ce am mai menționat cu alte ocazii, când aveam blog și scriam încă un blog, de fapt. De ce nu știm să facem complimente? Răspunsul este simplu, dar în același timp și complex. Răspunsul simplu este pentru că nu știm să primim complimente, de-aia nu facem, și pentru că nu am fost educați în așa manieră. Din cultura română, din mentalitatea post-comunistă sau chiar comunistă, pentru că mulți dintre noi, generația mea e născută în comunism, părinții noștri au trăit în comunism, nu face parte. Nu face parte să ne complimentăm, să ne admirăm, să admirăm pe cineva atunci când chiar gândim chestia asta. Nu știm să ne exprimăm în așa măsură. De exemplu, dacă pe mine mă vede cineva, nu știu, cu o roche nouă, și îi place acea roche sau îi place cum îmi stă cu acea roche, nu-mi spune: vai, ce bine îți stă cu rochea asta. Îmi spune: de unde ți-ai cumpărat rochea? În ideea că vrea să-și ia și ea, da? În general, femeile fac chestia asta. De bărbați nici nu se pune problema să facă complimente în cultura română. Sunt puțini cei care fac chestia asta. Și probabil au avut niște mame foarte bine educate, care i-au educat și pe ei astfel. E mai simplu să zici, să fii răutăcios. Așa suntem educați în cultura română. E mai simplu să zici: vai, îți atârnă o ață la roche, sau ai o scamă pe roche, de unde ți-ai luat rochea? În loc să zici: vai, cât de bine stă rochea. Nu, tot timpul vrea și ea. Dacă îți stă bine ție, o vrea și ea. Cam asta este ideea. Dar nu ar putea să te complimenteze, să spună cât de bine îți stă ție. Sau la fel, de partea opusă, mai sunt femei care atunci când le întreb ceva: cu ce parfum te-ai dat? Sau ce bine miroase parfumul ăsta pe tine? Sunt multe care nu spun de unde, ce parfum au pe ele, tocmai că nu vor ca altele să miroasă la fel ca ele. Dar știți că parfumurile miros diferit pe noi, pentru că avem pH-uri diferite ale pielii. Așa că eu, dacă mă dau cu Chanel No. 5 și prietena mea se dă și ea tot cu Chanel No. 5, cu siguranță va mirosi diferit de la una la alta. Da, deci la capitolul bărbați, este grav, pentru că bărbații români nu știu să se poarte cu femeile, nu doar că nu știu să facă complimente sau să le primească sau așa. Deci nu știu să facă o femeie să se simtă bine, să o complimenteze: vai, ce bine îți stă, ce bine arăți, ce te prinde culoarea asta, nu știu. Chiar și partenerii, da? Nu vorbesc de bărbați de pe stradă sau colegii de serviciu, nu mă aștept să fac asta. În relația femei-femei, chestia asta cu complimentele merge mai adânc, pentru că există sindromul alba ca zăpada sau cenușăreasa, cum l-am numit eu. În grupurile de femei, în general, relațiile astea sunt bazate pe invidie. Tot timpul avem impresia că celelalte sunt mai frumoase sau mai nu știu ce, sau noi vrem să fim mai frumoase și atunci nu împărtășim secretele noastre. Femeile în general nu sunt unite și nu se susțin unele pe altele, și de aici și atitudinea vis-a-vis de partea cu complimentele. Nu o să vedeți foarte multe femei românce spunând sincer, cu admirație, fără niciun fel de interes, cât de bine îți vine rochea sau ce pantofi mișto ai. Nu, ele sunt interesate să știe de unde i-ai, cât ai dat pe ei, ca să-și ia și ele. Cam asta se întâmplă cu femeile românce.
poate există și în alte culturi, nu am experimentat, dar am văzut cu precădere în, în cercurile de românce. Cel mai grav este atunci când există medii de lucru predominant feminine. Deci acolo este o invidie și o răutate crasă, chiar dacă nu este pe față. Deci totul este o parada modei, o nu știu ce. Și există extrema cealaltă, se complimentează fals. Dacă este vreo șefă sau ceva, o complimentează chiar dacă nu cred în ceea ce spun. De exemplu, dacă și-a luat un palton care arată ca un halat de spital, or să-i spună, vai ce bine îți stă, ce frumos este, da? Ca să o măgulească pe șefă. Am observat chestia asta chiar și în grupuri de așa zise prietene, în diverse grupuri de femei, da? Deci se complimentează fals. Și se vede că nu sunt sincere. Atunci când se văd, fiecare îi face compliment celeilalte, așa ca și small talk de spargerea gheții când se văd. Oricum este și o strategie de comunicare, chiar și în mediul de business, să începe o discuție importantă cu small talk, bineînțeles, asta sper că știți toți, și de multe ori se face referire la îmbrăcăminte, eu știu, diverse chestii care se pot observa fără interacțiune verbală, bineînțeles. Bineînțeles, complimentele nu trebuie neapărat să fie legate de modul cum ne îmbrăcăm sau de aspectul fizic, nu știu, coafură, machiaj, unghii, așa. Putem să mergem mult mai adânc cu complimentele și să spunem, vai ce proiect minunat ai realizat, ce realizare ai avut cu proiectul pe care tocmai l-ai încheiat. Putem să facem complimente și legate de job, de mediul de lucru, bineînțeles, cu colegii noștri, să ne arătăm recunoștința, să le oferim feedback pozitiv, că de regulă feedback-ul care se oferă în astfel de medii este negativ. Foarte puțini sunt cei care oferă feedback pozitiv sau complimente, cum am numit eu general, da? Da, nu face parte din educația noastră să avem o orientare pozitivă atunci când dăm cuiva un feedback, ca să vorbesc în termen de business. În general, în cultura română, poate și datorită reminiscențelor comuniste, face parte să observăm toate aspectele negative ale problemelor. Se întâmplă chiar și în familii, părinții, persoanele mai în vârstă. Pățeam eu cu bunicii mei să spună, vai, este cam dezvoltată pentru vârsta ei, cam grăsuță, nu face suficientă mișcare. Câtă mișcare a făcut astăzi? Dar niciodată nu remarcau chestiunile pozitive. Repet, face parte din mentalitatea și cultura română. Așa am fost crescuți, în mediul ăsta am trăit în comunism și este foarte greu să ne dezvățăm. Dar putem aplica din ce vedem în culturile străine. Putem învăța de la alții și să aplicăm în viețile noastre personale și profesionale. În foarte multe medii de lucru nu se practică feedback-ul pozitiv, pentru că oamenii nu au această cultură a feedback-ului pozitiv. Nu au fost învățați să dea feedback pozitiv. Se spune că, vezi, Doamne, feedback-ul nu este pozitiv sau negativ, oricum trebuie să-l luăm ca fiind pozitiv. Nu, de regulă feedback-ul înseamnă critică pentru foarte mulți. Și nu știu, cred că ar trebui să fim, să știm să ne exprimăm și să fim cât se poate de sincer cu noi și cu ceilalți și să spunem și lucrurile pozitive pe care le gândim celorlalți.
De regulă, sunt, majoritatea sunt orientați spre a comenta, a fi critici, a face observații. Pentru că nu știu altfel. Dar hai să ne autoeducăm, cum spuneam. Hai să învățăm de la alții care fac chestiile astea, care au fost educați așa. Și cărora le iese și cresc copii mult mai echilibrați și mai sănătoși și psihic. Voi cum procedați să vă îmbunătățiți pe partea asta? Aș fi tare curioasă. Pupici!